Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți folosi aplicația GeoGebra. Acest tip de soft este disponibil atât pentru a putea fi utilizat pe sisteme cu Windows și în această situație este necesar să pur și simplu să intrați în browser și să accesați aplicația GeoGebra. Dar este disponibilă și pentru sisteme de operare cu Android și iOS, iar în această situație va fi necesar să o descărcați din magazinul de la Google. În momentul în care veți încerca să faceți descărcarea pe dispozitivul mobil, o să observați că aveți două tipuri de aplicații GeoGebra, geometrie, cea la care o să mă refer în acest tutorial și face referire la elementele de geometrie plană și 3D calculator, unde aveți și elemente de geometrie plană, dar și de geometrie în spațiu. După ce ați instalat-o, accesați iconul de pe ecran, se deschide interfața de bază, în partea stângă sus aveți un meniu, este în limba română, șterge tot, deschidere, salvare, partajare și exportați imaginea, două elemente foarte importante care îi ajută pe elevi să transmită ceea ce au lucrat ca temă digitală către voi, fie pe Gmail, fie pe un grup de Messenger, fie pe un grup de WhatsApp sau oricare altă modalitate de comunicare ei o cunosc. Foarte important, de aici aveți și meniul setări, unde efectiv puteți umbla la modul de rotunjire a numerelor, unitățile de măsură pentru unghi. Dacă doriți să apare etichetele, sistemul de coordonate, dimensiunea punctelor și limba. La grafice, dacă doriți să se afișeze sistemul de axe, dacă doriți să vă afișeze un grid, eu am să las fără și dacă doriți un grid, tipul gridului. Algebră nu ne interesează. Am să scot gridul, mergem la ecranul de bază. Avem instrumentele de bază, deplasare, punct, segmente între două drepte, dreaptă prin două puncte, poligon, cerc cu centru prin punct. Și la mai multe avem elemente de editare, construcție, măsurare, linii, cercuri, poligoane, transformare și introducerea de elemente media în fișierul pe care îl lucrați. La punct, pur și simplu, putem să construim puncte pe ecranul nostru. Segmente între două puncte, pur și simplu construim segment în orice poziție dorim. Dacă doriți să faceți editarea unui segment, mergeți la mai multe, editează, selectăm elementele, eu am selectat punctele C și D, am ales o culoare, observați că se schimbă. Dacă doresc să fac acest lucru la celălalt segment, altă culoare, observați cum s-au schimbat, deci de la editează. Voi șterge, dreaptă prin două puncte, pur și simplu am luat două puncte și se construiește dreaptă. Cerc cu centru printr-un punct. Am construit cercul centrului și m-am dus până unde doresc să fie raza și s-a construit cercul respectiv. Un poligon. Am să construiesc un poligon din trei laturi. Ca să se construiască poligonul, va trebui să merg să închid linia, s-a construit poligonul. Sau din patru laturi, s-a construit poligonul respectiv. Dacă în această situație doresc să aflu și dimensiunile laturilor din care este constituit poligonul respectiv, voi merge la meniul măsurare, distanță sau lungime. L-am selectat. Vreau să mi se calculeze lungimea de la A la B, de la B la C, de la C la D. Dacă doresc să mi se calculeze și aria, folosesc opțiunea arie, pun degetul pe figura respectivă și vedeți că mi s-a calculat automat aria. Am să merg la
celălalt poligon, să îi aflu lungimea laturilor. Și dacă doresc și aici area, pur și simplu s-a calculat area poligonului acesta. Am să șterg. Un alt element foarte important, dacă dorim să le vorbim copilor și despre unghiuri, să le dăm să construiască unghiuri pe această aplicație, avem mai multe variante la măsuri, un unghi. S-a construit unghiul. A doua opțiune, unghi cu mări de mărime dată. De 45, eu am să-l spun că vreau să fie un unghi de 90 de grade. S-a construit unghiul de 90 de grade. Am să șterg mai multe. Tangentă, bisectoarea unghiului, dacă doriți să faceți cerc cu centru și rază. Raza, să spunem că este de 5. OK. Și s-a construit automat. Poligon regulat, am să șterg. Poligon regulat. Selectați două puncte și apoi introduceți două puncte, vârfuri cu patru vârfuri, OK. Și ni s-a construit poligonul regulat. OK, încă un poligon cu trei vârfuri. Se construiesc automat. Observați că aplicația are foarte multe instrumente acum. Depinde la ce clasă o folosim, la ce elemente de conținut. Cert este că acesta este un instrument digital foarte, foarte util în cadrul orelor de matematică în care abordăm elemente de geometrie și alături de modul clasic de lucru, folosind instrumentele geometrice. Aceasta poate să vină în completare, să îi ajute și pe elevi, dar și pe noi în predarea și înțelegerea acestor conținuturi. Dragii mei, vă doresc mult succes în folosirea aplicației și până la un nou tutorial, vă salută cu drag, Maria. Toate cele bune!